Astăzi au debutat zilele școlii Alexandru Ioan Cuza, fosta școală numărul 2 băieți, aniversează 150 de ani de la înființare. Manifestările au fost deschise cu o slujbă religioasă oficiată chiar de preasfințitul Ioachim Băcăuanul și cu desvelirea plăcii aniversare 150 de ani, eveniment la care au fost prezente cadre didactice, inspectori de specialitate și oficialități locale. 25 octombrie 1859 este prima zi în care s-a desfășurat activitate didactică în școala numărul 2 băieți, astăzi Alexandru Ioan Cuza. Pentru a marca cei 150 de ani de la înființare, timp în care s-au perindat peste 100 de generații de elevi prin această școală, astăzi a fost dezvelită o placă aniversară în prezența oficialităților băcăoane. E o școală cu tradiție, e o școală de frunte în învățământul băcăuan, este recunoscută, are o istorie legată de istoria orașului nostru, de momentele cele mai semnificative ale urbei noastre băcăuane. La sfințire a fost prezent și preasfințitul Ioachim Băcăuanul, care a oficiat și o slujbă religioasă. De aceea a fost evenimentul deosebit în prezența a copiilor, a profesorilor, a notabilităților acestei urbe, și am binecuvântat această școală ca cel puțin de acum să mai funcționeze 150 de ani, așa cum a funcționat până acum. Evenimentul se îngemânează cu cel de împlinire a 600 de ani de când există Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și totodată concordă cu ridicarea acestui teritoriu juridicțional canonic bisericesc la rangul de Arhiepiscopie, ceea ce însemnează că aici, în centrul Moldovei, se face cultură, spiritualitate și toate drumurile am putea spune că trec pe aici. Dezvelirea plăcii a fost urmată de lansarea revistei Mugur Alb și a cărții Prin copii Dumnezeu salvează lumea. Totodată, oaspeții au fost invitați în atelierul de pictură religioasă, unde elevii erau în plină activitate, coordonați de măicuțele de la Mănăstirea Văratec. Sper să fie bine și să învețe și ei câte ceva despre Dumnezeu, poate mai mult prin pictura icoanelor, să se apropie mai mult de rugăciune, mai mult de lucrurile sfinte și să fie buni creștini. Pe parcursul întregii săptămâni, cât vor dura manifestările, vor fi organizate vernisaje de expoziții, prezentări de lucrări realizate în cadrul diverselor proiecte pentru elevi, un târg de produse și activități sportive. Vineri, elevii se vor întâlni cu academicianul Solomon Marcus, fost elev al școlii. Tot vineri va fi lansată monografia aniversară și se va organiza un spectacol omagial.